Acolo am fost șeful centrului de reparații până în 97. Din 97 am dus la o societate de construcții electrice, șef de coloană auto, până în 2001. În 2001 am fost la reprezentanța Renault, șef
șeful Sergiului și în domeniul ITP. Dar nu trebuie să gândim. Nici măcar marșul Funebru. După care, în 2006 până în 2011, am fost la reprezentanța Ford de la Bacău, director de service. În 2011 mi-am făcut o afacere a mea, pe care mi-o administrez singur în domeniul imobiliar. Am o fată care s-a căsătorit acum 2 ani de zile, lucrează la Eurostar în domeniul IT. Și totul e bine. O să mi-o urmează pe... Hai cu noi! Privind de la... Hai cu noi! După cum știți, eu am luat repartiție la IMU Megidia. Am lucrat acolo pentru 9 luni de zile. După revoluție m-am transferat la Făgăraș. Am lucrat acolo în proiectare pentru încă aproape 10 ani de zile, până în 98. În 99 am plecat în Statele Unite ale Americii. Locuiesc din 2000, pentru că un an am locuit în Oregon, din 2000 locuiesc în California. Lucrez la Loma Linda University Medical Center, împreună cu soția mea și cu băiatul cel mare. Băiatul cel mic este cu noi aici, el locuiește deocamdată în București. Și mulțumim Domnului pentru familie și pentru sănătate. Prezent. Am primit repartiții la Săveni. Am stat, bineînțeles, un an de zile cu revoluția, situația s-a complicat. Am stat un învățământ 4 ani la un liceu agricol în Bicov. După aceea, la primărie. Nu ca vânător. Deci, lucrez la urbanism. Chiar e greu, nu simt. Deci nu ca trebuie. Soția e profesor de matematică la liceu acolo în Marșnea. Avem 2 copii, o fată căsătorită, este în București, evaluator imobiliar. Băiatul la mecatronică, robotic, în tot București. Și mă bucur că suntem vreo și ne vedem. Doamne ajută! Doamne, este la... Terminăm. A lucrat în învățământ, a avut ceva probleme de sănătate, s-a pensionat pe caz de boală. N-a putut să vină. Repartiția de la Galat m-a transferat în Oltenia, la mine, în Gorj. Lucrez la Complexul Energetic Oltenia de atunci. Am 2 copii, băiat și fată, căsătoriți în București, acolo și-au făcut studiile. Și în restul totul e ok. Mărioara? Mărioara e tot la Gorj. Stagiatul la semea mărășește pe mână cu cuvântul Susanu. 6 ani la stațiunea de cercetări agricole Podului Loaie, unde l-am mai întâlnit de vreme pe domn profesor Căciun. Dânsul, nu știu mai mea, am zis. Făceam reglaje la plugul ăla. Apoi o perioadă la BMT Iași, cu 13 ani. După care am văzut că toți migrează, cât îi vesc, eu am pornit cât îi este. Și am ajuns la Prut, acolo am văzut un fel de miliție. Am rămas lângă ei, sunt inspector cu Bamar. Cred că aveți că trebuie zic cu Dinamo, nu cu seama. Da, mă, e echipa aia? Cam atât, 2 copii. Păi pare că am zis la toate. Da, să se înregistrează. Cam asta.
Deci nu, până după repartiție m-am dus în Sălaj, în comuna Hida. Am lucrat un an la SMA, în Hida. De fapt am fost detașat la școală, la liceul din comună, ca și profesor de științe tehnologice. După aceea, în 90, m-am dus acasă, în satul mare. Am lucrat la drumul județene 9 ani de zile. Și din 99, sunt la o firmă de cablaj, de cablaje electrice pentru autoturisme, la Drexelmeier, de 20 de ani. M-am pornit ca maestru, am ajuns șef de secție acum. Am o fică și ei în satul mare, s-au căsătorit acum 2 ani, mă bucur că și ea și ghilăresc acolo. Și cam atât. Bine v-am găsit, dragi colegi și dragi profesori. Nu v-am văzut de 30 de ani, așa că îmi pare bine să vă revăd. Deci ce am făcut în 30 de ani? Am fost repartizată la lângă Ploiești, la SMA Bărcărești. Am stat 2 săptămâni. Am plecat în Bihor acasă la Beiuș. Așa că acolo am lucrat ca șef secție de mecanizare, ci că singura din țară, șef secție de mecanizare, până în 93, când s-a născut băiatul meu, atunci am plecat la Timișoara, la soțul meu prezent aici. Și acolo am lucrat în învățământ, la început la liceul de construcție, am predat vreo 17 materii, printre care și mecanica. După aia am lucrat în turism, m-am brevetat în turism. Am închis birou de turism, așa că n-am mai ajuns director, că cu brevet de turism se ajungea director. Deci am închis și până la urmă am ajuns la teatru maghiar din Timișoara, având avantajul că știam limba maghiară. Lucrez ca impresar acum la teatru maghiar din Timișoara de 13 ani. Deci acolo deja stabil. Am lucrat și deja și la firmă de deratizare, ce am găsit și la SMA, care nu mai făcea, nu mai era SMA de fapt, ci era, nu știu ce, cu ce se ocupa, erau niște oameni de afaceri unde organizam cum să spun eu, erau niște orchestre din Timiș și le organizam eu și așa am ajuns la teatru, de fapt, că au văzut că organizez bine și atunci hai că ai la noi organizatoare de spectacole. Da. Privat m-am căsătorit, am 3 copii, am un băiat care a terminat, mulțumesc frumos, am un băiat care a terminat deja inginerie economică în agricultură și master în management. Am o fată care este la politologie la Budapesta și am pe fiică, mi-am adus una aici și cu mine. Ea este la liceul de muzică Ion Midu din Timișoara și face acum canto clasic. A făcut pian, flaut și acum e la canto clasic. Așa că suntem fericiți că suntem sănătoși și că... E buzocândul impresariat. Da. Încerc să folosesc acum această întâlnire ca să... Se pare că doamna Dalin este recordman, are 3 copii. Ia mai tare! Bine să s-a arătat! Nu știu de mare! Pista! Nu ții pista, Valter! Nu știu centrul local AVI, la centrul local Burlac. Locuiesc în Burlac, în Constituția mea, în seara de matematică și am obiectit de Burlăde. Avem o fiică care se menea la noastră arhitectura, este în București. Și cam atât. Tot așa ca și colegii, am stat până la Revoluție, m-am transferat la Roman, la Centrul de Reparații Roman, pe care centrul l-am și privatizat, nu a fost să fie pentru mine, pentru altul. De acolo...
am migrat prin învățământ. Asta câteva luni la Murgeni, după aia am mutat la Zăpădeni. Iar după Revoluție, în 91, am dat examen pentru, primul examen care a fost dat pentru inginer la Sutiaș. De la Sutiaș am lucrat un an în reparație, după care șef de balastieră, balastieră Băureni, care am trecut în mai multe faze, de la Sut la Iași, fost preluat de la Farj și acum am luat din Cerehaș. Deci am rămas la aceeași moment. Mărășești după niște, mi-aduc aminte și acum, după niște peripeții cu mătru. Datorită domnului profesor Ciobotoare, care nu mai este, Dumnezeu să-l ierte, să-l odihnească acolo un die, la un moment dat zice, lasă că o să fiți voi prieteni, într-adevăr ne-a făcut cu metru. El a rămas cu mătru acolo, eu după 6 luni am ajuns acasă. La adjunct, am lucrat acolo la SMA o perioadă, după care am trecut profesor la liceu vreo 5-6 ani. Mi-am luat definitivat o gradă, dar soția profesoară de fizică am ajuns la concluzia cu 2 copii, profesor, cu salariul de profesor e greu, așa că am plecat Haiduc. Am început conducte magistrale și de vreo 25 de ani tot asta fac. Am lucrat la Comnat Brașov vreo 15 ani, vreo 10-12 ani. De 12 ani sunt la Transgaz, am lucrat la Transgaz la Serviciul de Securitate a Muncii la ET Bacău, după care am luat o formație vreo 6 ani, 7 ani iarăși reparații conducte, după care iarăși am renunțat, pentru că e o vârstă și acum ne chinuim să facem, să aducem gaz pentru România, sunt coordonator de Securitate de Sănătate Muncă, am început stația de la Jupa, Caransebeș, care a fost dată în funcțiune la 1 septembrie, acum sunt la Podișor Giurgiu, urmează să, pe 31 să o finalizăm și pe asta, după care vedem ce o mai face, să-i ajutăm pe frați, pe moldoveni și Dumnezeu mai plan familial, am 2 copii, fetița mai mare este în București, lucrează la o firmă francuzească mai căsătorită, băiatul a terminat mediu, lucrează la o agenție de monitorizare mediului. Eu am primit repartiție în urmă. Stau în urmă de 30 de ani, alături de soția mea. Am lucrat în agricultură marea majoritate a timpului ca inginer mecanic și am cochetat nițel cu serviciul la auto. Am lucrat pe 5 ani, am fost șef de serviciu în urmă la un serviciu auto, după care m-am întors în agricultură. De 20 de ani lucrez la o firmă care are un circuit închis, are 7.000 de hectare, eu răspund de mecanizare, 7.000 de hectare de teren, FNC-ul de nutrițuri concentrate, abaturizare de păsări, 5 ferme de păsări, de pui, carne, creștere. 7 inginer șef mecanic, din 97 am plecat către Iași cu fratele meu care a terminat o mecanică agricolă cu 2 ani mai mare. Am lucrat împreună la o firmă română-germană, tot legat de agricultură, cu combine, pe zona Bărladului, Vasluiului, iar din 2000 ne-am apucat de alte de agricultură umoară, aici la Iași, când era de Paplatumeș, cu brutărie, până în 2007, când am plecat exact ca și colegul Susanu, pe partea de Securitate, Sănătate, Muncă. Am făcut un master pe Securitate, Sănătate, Muncă, audit intern, expert pe partea de Securitatea Muncii și de atunci la Julius Mall, vă știți, cantina voastră, și la Palace Mall, răspund de 5 firme, bază, cleaning, horticol, tehnic, tot pe partea de Securitate, Sănătate, Muncă. Pe plan personal, am o fetiță, a terminat facultatea de medicină, este medic rezident la psihiatrie, așa că dacă avem nevoie. Moro, avem nevoie, fiu. Este ceva normal, din păcate la noi.
lumea este un pic mentalitatea că ești nebun. Nu e adevărat. Acum ai chestia venind din America, cu siguranță. Acolo sunt mai mult. Trebuie să recunoști, să știi când ai nevoie de ajutor. Ea povestește în fiecare zi de multe cazuri care inițial pare tot ok. Studenți foarte mulți și de la IT-ști care decompensează ceva și atunci îmi găsesc echilibru la ei. În rest, mă bucur că am reușit să vă adunăm. Aș fi vrut mai mulți. Scuze pentru locul de aici, a fost gândit afară la o terasă super faină, dar na, vremea, dar noi agricultorii nu ne supărăm pe vreme. Era bine afară, spuneam. Era bine, da. E rece totuși. Oricum, de la ora 8 mergem în sala mare și acolo vă lăsăm să vă desfășurați. Semeaul care s-a transformat în agromec, care s-a transformat și s-a transformat. Acum societatea se cheamă Green Agropod. Iar mea lucrez vreo 1000 de hectare de teren, poate mai bine. M-am ocupat de agricultură tot timpul, n-am abandonat ce am învățat. Am un băiat, e localizat în Iași, are apartament aici, a făcut IT. Nu-i căsătorit, vreau nepoți. Am luat repartiții la IASES, astuși de Subacău. După agricultură din... După revoluții 3600 de hectare, mai rămas de 500, s-a desființat. De acolo am plecat la fabrica din Călțăminti Bacău, care s-a... Am desmăritat așa și am zis că dacă tot sunt liber, să schimb orașul. Și de 7 ani de zile sunt în Iași. Am lucrat o perioadă la Unistil, care nu s-a desfințat, dar... Primează! Prezent lucrez la postul Institut Politehnic Iași, actuală Universitate Tehnică, Gheorghe Sa. Ce? Cu gândul să-l desfințez. Nu, ăsta nu vreau să am doi băieți, unul căsătorit, un nepot și un nepoțică care trebuie să vină pe lume înainte de Crăciun. Doamne, trebuie să ajungă. În primul rând vreau să mulțumesc celor care au organizat această seară. Mulțumesc tuturor profesorilor care au venit în seara asta și celor care n-au venit. Vreau să încerc scuze colegilor, m-au așteptat că am întârziat. Ca de obicei. Recompensez, mai acolo. Ce să spun? Am terminat, am fost la semea pogoanele, am schimbat soția. Cine? O altă soție. O altă soție, bineînțeles. Care-i din față aici cu mine. Să știe și ea. După Revoluție a fost amalgamul ăla, că nu se înțelegea nimeni cu nimeni. Și puteai să înțelegi ce vrei atunci. Am observat că nu mai pot să lucrez la
semea, m-am dus la mașină unealtă în Suceava. Am lucrat o perioadă acolo, mi-ajungeau banii de la vaza lichidare. Că duminica erau show-urile cu directorul general, toată lumea. Și i-a zis soția de față. Eu zic, nu mai stau la fabrică, s-a terminat cu fabrică. Dar ce vrei să faci? Fac și eu ce face prietenul ăsta meu care prin bazar face. Era vorba de șmecherea. Am făcut și eu șmecherii de-astea, mai multe. Am făcut un an, două zile și am luat exact un salar pe toată lumea care luam la fabrică, la mașină. Și atunci am văzut și soția. Bă, zici, bă, tu ai potențial. Adică spărgeam fabrica din Berii, zic, aduceam la toți colegii mei cu sagul Berii. Și a ținut nici astea, am făcut ceva bănuți, am început să cumpăr teren, dar m-am gândit prea târziu. Am luat ceva teren, am 250 de hectare, proprietate. Sunt proprietar de teren. Îl lucrez, nu prea-mi convine cum lucrează mecanizatorii. Mai le dau câte ori dacă n-am uitat obiceiurile alea de mult. Ce să, mă bucur că vă văd pe dumneavoastră, vă mulțumesc că ați venit cu toții. Să începem distracția. După 10 ani, nășicului. Nășicul meu care m-a cununat cu prima soție, Panfiloi. Când am venit, v-am zis că am o fetiță cu a doua soție și cu prima tot o fetiță. Am două, una e student acum, cealaltă a făcut cu două facultăți. Asta mica mea a intrat la medicină anul ăsta. În Bucuroșul, la București. A reușit și a luat și un apartament, a dat 114.000 de euro pe el. Bine, ai dat bine. Da. Dacă aveți drum la București, la Suceava, sunteți invitații mei. Din toată inima, oricine dintre dumneavoastră poate veni, îmi face o mare plăcere să schimbăm subiecte din cadrul facultății. Avem nenumărate subiecte. Vă mulțumesc! În 90 am plecat la Iasetro de Rești, la vreo 7 km, până în 1994. În 1994, sincer vă spun, nu visam, dar așa a fost problema, am intrat în Ministerul Intern. La care am ieșit la pensie acum 3 ani. Deci în 2016, 30 decembrie, am ieșit la pensie din Ministerul Intern. Am lucrat la serviciul rutier, apoi am fost șeful serviciului logistică. În 2003 am avut o problemă în sănătate și am plecat la rutieră și am fost șeful serviciului tehnic. Ai pierdut la șpagă. Dar și cât a fost, mulțumim. La Berești, Galați. Stau eu jos, mai stai și la SMA Berești. Am lucrat acolo până în martie 90. Și spre voi, da. Așa, după care m-am mutat în București. Am lucrat ca inginer mecanic 5 ani la uzina de țev Republica. Și a început să se închidă, vorba lui Fănică. Și după care am intrat în sistemul privat, am intrat la o companie de sisteme de securitate. Mai mulți ani, 15 ani, după care am deschis o agenție imobiliară. Actualmente am colaborări la sisteme de securitate și agenție imobiliară. Soția mea n-a putut veni, din păcate, a fost acum 10 și 5 ani. E mama soacră mai bolnavă, căsătorit din 90, doi copii, cea mare a terminat electronica, lucrează în București, la Upsoft,
Băiatul este clasa 11 la liceu, vrea tot inginerie să facă. Fericit, mulțumesc că ați venit, mulțumim organizatorilor, domnilor profesori și sper să continuăm tot așa și să ne revedem. Mulțumesc! Părintele era în satul Timișoara. Profesorul Timișoara. Sunt repartiții la Vaslui, la Fatma. Am stat acolo cam o jumătate de an, după aia am intrat primar la Dragățean. Am stat până în 2004. Chiar din 2004 până în 2006 am fost la primărie în Rostava. Din 2006 până în 2015 la Apălia, Centurația Iași. Iar din 2015 până în prezent, sunt acasă, am o micuță fermă agricolă, de vreo 140 de hectare. Și fac obiectul unui dosar, sunt suspendat ca funcționar public, înaintea de DNA. De ce? Ai votat-o pe Chiobă și la procuror. Am doi copii. Două fete gemene. Una dintre ele este căsătorită, sunt bunic de o lună de zile. Bravo! Asta e cea mai mare. Pentru cei care dintre dumneavoastră care au băieți, mai am una necăsătorită. Chiar sunt cu mușică, da, lucrează. Una lucrează la Brixton, cealaltă la Prestatie. Așa și lucrez la Oleavu, da? La mine, da, și lucrez la o firmă foarte bună, la privat, în Buzău, de 19 ani, nu mai am lucrat. Radarul la dumneavoastră stă? Da, la noi. La noi simplu. Da, noi. Săptămâna trecută am fost, am avut întâlnirea de 36 de ani la finalul liceului și când am venit de la Târgu Jiu și până la Buzău, n-am văzut niciun radar. Când am iat un lucru cu Buzău, trei radare. Uzmeni, mărăci. Reîntrați. Și apropo de perioada la care este cel mai bine să vă întâlniți, eu am oarecare experiență. Și la ne-am început 10 ani, după aia 5 ani, pe care cineva a spus, zice, domnule, trece timpul și aia popoasa tot ea. Și atunci hai să ne întâlnim în fiecare an. La început a fost ultima zi de vineri a lunii octombrie, locul de întâlnire la restaurantul Vânătorul. Le șase. Nu știți unde. Acum. Iar, a doua facultate. Iar, după niște discuții așa amicale, am hotărât că ne întâlnim în ultima zi de vineri a lunii mai, pentru că e mai frumos, mai poetic. Da. Ce vă pot spune? De când nu ne-am văzut, pot să vă spun că cel mai mare eveniment pe care l-am avut este nepotul meu, care peste două săptămâni împlinește 12 ani. Și se crește la mine, la noi, în casă. Acum urmează și alții. O luăm în ordinea de vârste. Câteva impresii la întâlnirea noastră, dumneavoastră. Întâi așa, uitându-mă fizic, nu recunoșteam mai bine nimeni. De exemplu, deci, pe domnul Ursan. Chiar am vorbit acum câțiva ani, vreo 2-3 ani, și ne-am mai întâlnit. Dar acum sunteți așa de schimbat, nu vă recunosc. Singurele persoane cu care m-am întâlnit și recunosc că treseream, este domnul director, era o dată când am văzut domnul care e director la Teatrul Național, care a fost nou artist. Eu că am fost nou artist. Ai fost un artist? El lucra la Teatrul Ludic, juca la Teatrul Ludic. La început, acolo de tot așa, emoții mai aveam când mă întâlneam cu domnul Măroșanu, că
Deci a la mine și un radar, ceva, o chestie. Sau mai des mă întâlnesc cu colegul dumneavoastră, cu domnul Amărâbei, pentru că suntem în aceeași mahala, cum se spune, în țară, în același sat. În rest, puțin am recunoscut. Doar ca stil de vorbă, pe domnul de acolo cu părul alb, același stil, ăla e ca așa, ca așa cum trăiește. Iar în rest, uitându-mă la pozele din studenția dumneavoastră, eu când m-am uitat la poze, imediat aduceam aminte, dar nu știam cum îi cheamă. Zic că acum, o la poza asta aici, îl văd pe Pascu, văd pe Orban Belinda, pe Marie Rădița, care era din Sulăței, pe Stan Gheorghe sau Pădurarul. Pădurarul. Marinel. Când am văzut poza asta de aici, zic, nu doare, dar nu mă ții la brațe, colega. Doamna, oare a văzut poza? A doua da, știe. Am libertate de acasă. Ca în teatru, nu? Am 30 de ani. Ce să vă spun? Ce le pare că atunci când a făcut dumneavoastră facultatea, eu nu prea aveam timp să mă ocup de dumneavoastră. Atunci răspundeam de 15.000 de studenți. Fiind prodecan, în fiecare zi, în fiecare noapte, trebuia să merg să vedem ce fac studenții noștri. Dar au trecut și am ajuns ca, în momentul de față, sunt cel mai în vârstă din, nu din cei de aici, dar este foarte greu să la ora, la vârsta mea, să mai vin să mai stau mult cu cei de față, cei din afară. Dar observ că am putut să vin în seara asta și sunt bucuros că am ajuns aici și să vă văd și sunt extraordinari. Nu puteam să-mi dau seama că sunteți așa de frumoși, așa de, ce putem să mai spunem, că la vârsta asta trebuie să totul să fie foarte frumos la dumneavoastră. Sunt fericit și sunt fericit că vă văd și la vârsta mea încă pot să mai spun câte ceva. Dar acel ceva să fie cât mai scurt. Mulțumesc mai mult! Pare că dacă am o vechime mai mare decât dumneavoastră cu vreo 8 ani, am terminat în 91, am făcut stagiu producții de 2 ani, dar mi s-a născut și a doua. După care am venit a doua fetiță. Vreau să spun când încep copiii, pentru că nu știu dacă am iubit copiii așa de mult, copiii mei. Pentru că atunci eram foarte, programul foarte mare, liberi mai puțin și așa mai departe. Dar cea mai mare bucurie sunt nepoții. Și văd și dumneavoastră să aveți cât de repede, iar cei care au să aibă grijă, pentru că este cea mai mare bucurie a vieții. În învățământ am mai stat din 85 când am venit în Tudor, până acum câțiva ani, când bunii ani. Suntem la Facultatea de Mecanică, cam pe locul unde făceam rezistență cândva.
rezistența materialelor. La decanat acum. La decanat, de la etajul 1 cu domnul Cosma, eu cu domnul Căciuma la etajul 2, la etajul 3, ceilalți 3. Domnul Netu Băiasa, domnul Băisar și cu domnișoara Dumitrașcu. Dar cu sediul nostru ce s-a întâmplat, domnul profesor, de acolo, din Tudor? Cum? Cu școala. S-a fost închiriată, sub închiriată, o școală de... Cu laboratorul de tractoare, cu tot ce era acolo. Da, laboratorul de tractoare este o sală de festivă a cantinei. Cantina din Tudor s-a mutat în cantina de la... Îi făcea voie chiar tractoarele. Da. Pe partea dreapta sunt căsătorit. Soția mea și cu copilul sunt aici. Mi-au ținut ei în mod deosebit să mă soțească. Să vadă unde m-am format intelectual. Așa. Lucrez de 30 de ani în diferite locuri de muncă, în căpacul și ce-am lucrat. Acum lucrez de 14 ani aproape la Agenția de Plăci și Intervenții de Proprie Cultură, la secțiunea inspectivă. Așa. La Bulgară. Așa ce locuri știți de la Bulgară. Să o iubim.